Consilierii județeni sălăjeni au aprobat astăzi în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sprijinului financiar unităților de cult din județul Sălaj. Prin hotărârea de azi s-a aprobat regulamentul cadru prin care bisericile din Sălaj vor putea solicita sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, întreținere sau reparații. Potrivit regulamentului aprobat de consilierii județeni, finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o cofinanțare din partea unităților de cult de minimum 10% din valoarea proiectului financiar care poate fi și în natură sau muncă. Suma alocată unităților de cult pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații a fost prevăzută în bugetul Consiliului Județean pentru anul 2015 și este în valoare de 1 milion de lei.